moartea lui Sigmund Freud, ce am învățat din această carte. Ceau, sunt voi cu Mihnea din Beijing. Acesta este un video care nu are nicio legătură cu nimic altceva. Este unul dintre aceste videouri despre care v-am povestit acum câteva zile că doresc să fac. Pentru ce? Pentru că simt eu nevoia să fac acest video. Am învățat ceva nou astăzi și vreau să vă spun și vouă chestiile foarte, foarte interesante pe care le-am aflat. Deci, astăzi, 19 mai, de ziua mea, am terminat dimineața aici înainte să încep munca. Această carte fantastică despre Freud, The Death of Sigmund Freud, Moartea lui Sigmund Freud, de Mark Edmondson, o carte care prezintă ultimii ani a lui Freud în Viena și Londra și venirea la putere a lui Hitler, anexarea Austriei și pregătirea, intrarea practic în climatul celui de-al doilea război mondial, iar ideile despre autoritate din psihanaliza lui Sigmund Freud așa prezintă în ansamblu situația și legătura dintre populația germană, austriacă și autoritatea lui Hitler și ideile lui Freud despre această situație, despre situația din Europa, din vremea lui. Dar, pe lângă subiectul cărții, ce am găsit foarte, foarte interesant este faptul că în aceeași perioadă Freud a întâlnit sau a avut contact cu niște oameni fantastici, cu niște personalități fantastice, și aici vorbesc din afara cercului de psihanaliză, cum ar fi Jung, Adler, bineînțeles, fiica lui Anna Freud. Deci, care sunt cele 7 personalități care l-au întâlnit pe Freud sau care au interacționat cu Freud sau pe care Freud le-ar fi văzut sau ar fi interacționat cu? Fii atent, am aici 7. De unele știam că s-au întâlnit sau și-au intersectat drumurile cu Freud, de majoritatea nu știam. Le iau așa în ordine cronologică a numelui de familie. M-am făcut aici niște notițe în caietul ăsta negru de notițe. La numărul 1 avem prințesa Maria Bonaparte. Da, Bonaparte, adică era strănepoata lui Napoleon. Ea însuși, o psihanalistă, o autoare. De fapt, ea a ajuns să-l cunoască pe Freud, mergând la el la birou pentru o analiză psihanalitică, bineînțeles, și a rămas o prietenă foarte bună a lui Freud, l-a ajutat pe Freud să fugă din Austria, l-a vizitat în Austria, l-a vizitat în Londra, s-au întâlnit în Paris. Este una dintre cele 3 femei a căror portret Freud le avea la el în birou, adică Maria Bonaparte, prințesa Maria Bonaparte, franțuzoica lui Napoleon, da? Din familia lui Napoleon. Fantastic! A doua personalitate, Salvador Dalí. Fii atent, Dalí a vrut neapărat să-l întâlnească pe Freud, a călătorit în Viena de 2-3 ori și a încercat să își facă o programare, o audiență la Freud. De fiecare dată el nu era în Viena, deci nu l-a ratat tot timpul. Dar după ce s-a mutat Freud în Anglia, deci după ce a scăpat de naziști, Dalí a venit în Londra să îl viziteze și cartea prezintă fantastic 2-3 pagini despre întâlnirea lor, după care Freud zice despre Dalí: nu am mai văzut niciodată un exemplu mai complet de spaniol. Ce fanatic! O întâlnire fantastică. La numărul 3 îl avem pe Albert Einstein. Tu îți dai seama, Einstein a interacționat cu Freud. În ce context? De ziua lui de 80 de ani, Einstein îi trimite o scrisoare și o felicitare, de felicitare lui Freud la adresa lui din Viena. Fantastic! Deci atâtea personalități care trăiau în aceeași perioadă, în aceeași sferă de interes și de lucru. La numărul 4 îl avem pe Hitler, Adolf Hitler, care se afla în anul 1909 în același oraș cu Freud, în Viena. Amândoi locuiau în Viena. Hitler era sărac, un artist ratat, la un moment dat ajunge vagabond. Iar Freud era deja o personalitate recunoscută, respectabil, lumea îl știa atât din lucrările lui publicate, cât și din vedere în Viena. La numărul 5 avem pe William James. William James este un psiholog și filozof american, este considerat primul filozof american, este primul psiholog care a scris primul curs de psihologie, The Principles of Psychology, Principiile Psihologiei, a fost primul psiholog care a deschis un curs de psihologie la Harvard. O personalitate fantastică, vreau să citesc acest curs, o lucrare monumentală care încă este valabilă. Și William James a fost în public când Sigmund Freud a prezentat la o conferință în state. Deci Sigmund Freud a fost invitat în state să facă niște seminarii și William James a fost prezent în public. Fantastic! Bun! Mare surpriză! H.G. Wells, scriitorul englez, Omul Invizibil, Războiul Lumilor, a fost un apropiat sau o persoană care îi scria des lui Freud și îl aprecia pe Freud, îi trimitea scrisori de bun augur de ziua lui Freud. Și după ce s-a mutat în Londra, H.G. Wells îl vizitează pe Freud la el acasă. Fantastic! Și ultima personalitate, surprise, surprise, asta este o surpriză, Virginia Woolf, scriitoarea engleză care a scris To The Lighthouse, în stilul The Stream of Consciousness, îl vizitează pe Freud, soțul ei, Leonard Wolf, era un editor, deci el publica cărți și au mers să-l viziteze și să discute un nou proiect al lui Freud, penultima carte pe care Freud vrea să o publice și ea zice că nu a fost impresionată de Freud, zicea că este alert, dar avea mișcări spasmodice paralizante. Bineînțeles, la vremea aceea Freud era deja grav bolnav și cancerul la față era într-un stadiu foarte avansat. Deci, acestea sunt cele 7 personalități care au interacționat cu Freud. Am acum povești fantastice când predau subiectul și sunt povești fantastice de discuție la cantină, hai să spunem. Ok, dacă v-a plăcut acest video, să-mi dați și mie un like și un subscribe. Știu, este un video puțin diferit față de videourile obișnuite despre China. Mai aș avea încă o idee de povestit din această carte, care au fost de fapt ultimele luni și ultimele zile ale lui Freud în viață și care a fost treaba cu cancerul lui la față și cum de fapt a murit Freud. Ceau, ceau, pe data viitoare!